semnul ale noastre. Corina Stratulat, numerolog și antrenor pentru destin, cam fiecare zi de miercuri în platoul de la Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim despre fricile ascunse ale copiilor noștri. Așa este. Cu toții avem diverse frici, doar că la copiii e foarte greu să le identificăm. El are diverse reacții și nu știm de ce. Folosim vibrația interioară, pentru că avem ziua de naștere. E cea mai importantă vibrația omului în general și o calculăm din ziua de naștere, fără lună, fără an. Vom face suma cifrelor și vom avea o vibrație de la 1 la 9. Ei bine, la copiii care au vibrația interioară 1, născuți pe 1, 10, 19 sau 28, apare această frică de a nu putea să demonstreze cine sunt ei. Okay. Și cumva trebuie să le creăm contextul, să îi lăsăm, chiar dacă greșesc și uneori riscă și au multe naivitate, să poată demonstra. Da? Cam toți vor să facă chestiunea asta, dar cu predilecție cei născuți în aceste zile. Mai ales ei, da, au nevoie de asta să își întărească curajul. Cei de la 2, în schimb, cei 2, care 19, au... sau 29. Da, ei au frica de a greși, în special față de ceilalți, da? Doiul are o anumită sensibilitate și nu vrea niciodată să fie părăsit, să fie singur și atunci mereu stă cu frica să nu cumva să greșească față de mamă, față de tată sau chiar frățiori. În schimb, cei care au vibrația interioară 3 sunt foarte preocupați de mediul social, da? Au frica de a nu fi fără prieteni. De a nu fi, de a fi singur, de a rămâne fără gașcă. Dar în ideea de prieteni, da, și atunci pot chiar să se ducă, eu știu, că de tot felul de lucruri extreme, să fie acceptați într-un grup de prieteni, dar să aibă și ei prieteni, da? Să nu fie lăsați. Zona de vicii și de adicție este da. Pot să mintă foarte mult, poate să... Ca să-și apere gașca, să fie da, cu ei. Da, îi protejează. În schimb, cei care au vibrație interioară 4... 4, 13, 22 sau 31 ca zi de naștere. Da, au frica de a pierde. În special, 4 se referă la ideea de confort, la ideea de stabilitate, da, de chiar de obiecte. Le foarte teamă să piardă ceva și vor ține cu dinții. Sunt foarte atașați de da, da. Și pot reacționa foarte dur în momentul în care sunt forțați, uite, să schimbe locul, uite, să schimbe locul în bancă, la școală, sau să se mute. Nu vor vrea asta. Da? Odată ce și-au găsit confortul, vor să rămână acolo, să nu piardă ceea ce îi cunosc foarte bine. Cei născuți pe 5, pe 14 sau pe 23? Da, aici avem copiii care nu vor să se plictisească și se pot duce în tot felul de direcții, le teamă de a se plictisi și testează și riscă tot felul de acțiuni și la fel într-un grup ei încearcă să fie cumva showmanii, da? Bufonii, tocmai ca să nu se plictisească nici ceilalți, dar ei să fie în centru atenției. De multe ori plictiseala este bună, cel puțin așa spun formatorii. Depinde de copil, da? Un 5 plictisit se va duce în tot felul de lucruri negative, da? Va strica în jurul lui, va arunca cu obiecte, va minți și el. La 6... 6, 15, 24... Aici avem acei copii posesivi, da? Unde ce e al lor, e al lor. Da? Spuneam, e mama mea și chiar când apare un frățior, ei au teama de a pierde ceea ce aveau înainte, da? De a-și pierde camera. Au foarte dezvoltat. Extrem de dezvoltat. Și devină agitați sufocanți atunci, foarte mult față de o persoană. Da, și agitați atunci când cineva da, și agresiv. La 6 putem vedea agresivitate, chiar copii care mușcă, da, din părinte pentru că a mai venit cineva în camera lui. La 7, 7, 16, 25 zile de naștere. Deși când sunt micuți nu ne dăm seama de asta, 7 vrea să aibă sens, să facă lucruri cumva mai deosebite. Bun. Nu-i plac lucrurile super oficiale și el caută inclusiv în jocuri să fie ceva aparte și să-și demonstreze capacitățile pe care le are. La 8, 17 sau 26. Uite, aici depinde foarte mult și de contextul în care copilărește și de ceea ce vede, da? Cât de multe are sau nu are. Apare o frică de lipsuri, mai ales de lipsuri materiale și de a nu putea controla ce se întâmplă în viața lui. E temător, da? Că va suferi întreaga familie din cauza lipsurilor și el va fi foarte zgârcit de multe ori. Da. Iar la 9 avem copiii născuți pe 9, 8 sau 27, avem o formă de vulnerabilitate emoțională. Ce vreau să spun? Ei
simt foarte multă compasiune, chiar dacă nu o arată, însă le teamă să o arată, le foarte frică să se lase văzuți, să-și exprime cu adevărat ceea ce simt. Preferă să țină destul de mult în ei, să arate că sunt puternici, să nu își arate slăbiciunile. Și atunci, de multe ori se izolează în lumea lor, tocmai ca ceilalți să nu vadă ceea ce ei simt. Și un joc al măștilor pe care îl practică. Da, da, și lasă de la ei pentru ceilalți. Ceea ce-s foarte mulțumim. Corina Statulat poate fi găsită pe Instagram, pe Facebook sau pe corinastatulat.ro. Acolo găsiți mai multe detalii și puteți discuta pe delete. Mulțumim tare mult! Cu mare drag! Să ai un final de săptămână senzațional. Scurtă pauză, ne întoarcem la Neața!